Nicușor Constantinescu, președintele suspendat al Consiliului Județean Constanța, acuză din nou procurorii și judecătorii de abuzuri. El susține că astfel primarii de orașe sau președinții de consilii județene ajung să petreacă luni și chiar ani în spatele gratilor, în arest preventiv. Constantinescu se arată îngrijorat de situația în care Nicolae Matei nu ar mai candida în vara viitoare pentru obținerea unui nou mandat de primar la Năvodari. Domnul Matei, am vorbit și cu domnul Matei, primarul Năvodarului în funcție, și de asemenea l-am găsit pe Matei terorizat de închisoare. A făcut un an și două luni în mandatul ăsta de închisoare, de arest preventiv. Și cu toate astea, iată că a revenit a treia oară în funcție. Dar mi-a spus că nu știe dacă va mai candida. Constantinescu nu a uitat nici de numeroasele piedici puse în calea lărgirii drumului Năvodari-Mamaia, pe care l-a gestionat împreună cu primarul Nicolae Matei și cu specialiștii primăriei. L-am găsit pe Matei, pe care cu toți îl cunoșteați, un om vertical, care a făcut atâtea pentru Năvodari și cu care inclusiv eu, acest drum care leagă Constanța de Năvodari împreună cu el și cu Consiliul Județean și Consiliul Municipal și Consiliul Orșenesc în Năvodare, am reușit, după lupte seculare, pe care mulți nu le înțeleg, în care am lățit și am dublat drumul Năvodar-Constanța, am extins stațiunea Mamaia și am făcut Mamaia 2 la Năvodare, lupte cu electrica care nu vrea să mute stâlpii de pe mijloc, că nu vreau ei, că sunt italieni șmecheri și noi suntem români proști, lupte cu cei care aveau proprietăți terenuri pentru a-i despăgubi și am despăgubit, și am reușit să legăm, cum e normal să legăm și să civilizăm infrastructura care leagă Năvodariu, Lumina, Constanța. Și primarul Matei mi-a spus la Năvodar, președintele organizației PSD, Năvodar mi-a spus că el nu știe dacă mai candidează. Conform informațiilor furnizate de Constantinescu, în acest moment, 22 de primari sunt în situația de a refuza candidatura la următoarele alegeri de teama dosarelor penale.